Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel turbe, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Familul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Amin. Amin. Vă rog să ne ocupați locul meu. Mă aflu pentru a doua oară în Spania și pentru a doua oară aici la Monte Sion. Și de ambele dăți, fiind invitat de conducerea acestei biserici, pentru care nu pot decât să le mulțumesc și să zic Domnul să-i binecuvinteze. Sigur, noi mureșenii suntem mult mai puțini decât bistrițenii, arădenii și așa mai departe. De aceea și vizitele noastre sunt mai rare. Dar ne consolăm cu faptul că Dumnezeu nu ne judecă după număr, ci după nume. Ați auzit probabil în istorie aceea când un turist l-a întrebat pe un cioban din zona Orientului apropiat: câte oi ai, domnule? Și el a zis: nu știu. Și a zis: ce fel de cioban ești, matale? Ce fel de păstor, dacă nu știi numărul de oi? Și el a zis: domnule drag, eu nu le știu, eu nu le țin evidența după număr, ci după nume. Așa face și Dumnezeu, slăviți să fie El. Colegii din Comisia de Coordonare pentru Postalite Județeană Mureș Anghita, prin mine, vă transmit un salut foarte scurt, dar foarte actual. Maranata! Să fim gata! Doamne ajută-ne! Sigur, este un mare prilej de bucurie să participăm la un astfel de eveniment. Cu nostalgie ne amintim de cum a fost când ne-am botezat și noi. Și pentru lauda lui Dumnezeu, vă rog să ridicați mâna sus cei care v-ați botezat în apă, ați făcut acest legământ la maturitate, așa cum și tinerii aceștia fac acum. Slavă Domnului! Foarte multe mâini ridicate. Dați-mi voie să vă spun câteva versuri și haideți să retrăim puțin acel moment extraordinar care a constat în găsirea lui Dumnezeu și în încheierea acestui legământ cu Domnul. Spune o poezie, probabil o știți și dumneavoastră: atunci când te-am aflat pe tine, al primăverii vis era, dar ca într-un mijloc greu de iarnă, așa belșug de fulgi, mingea. Atunci când te-am aflat pe tine, eram atât de vinovat, dar ca pe cel mai fără vină, așa cu drag, m-ai sărutat. Atunci când te-am aflat pe tine, nici nu simțeam că merg pe jos. Părea că zbor spre zări senine, atât erai de luminos. Atunci când te-am aflat pe tine, eu am știut că sunt bogat. Dar nici atunci, nici azi, Iisuse, nu știu cât sunt cu adevărat. Amin. Amin. Suntem la un botez. Mesajul meu se rezumă la o jumătate de oră. Și mă gândesc că cel mai bine este să
rămânem la textul care s-a citit, cu o temă, să spun așa, generală, să ne cunoaștem adevăratele nevoi și să ne grăbim să le împlinim. Să ne cunoaștem adevăratele nevoi și să ne grăbim să le îndeplinim. Doamne, ajută-ne! Amin. Sigur, nu pot să merg mai departe fără să amintesc bucuria mea deosebită să-mi văd pe salii aici, printre cei care se botează. Am avut o colaborare de excepție cu tatăl lui, fratele Ioan Trifan la Luduș, e și păstor de Luduș mulți ani la rând, și l-am cunoscut pe Sami recitând poezia, cum să nu încerce să recite și acum, că face destul, le-am înțeles, dar recita poezie după poezie și era un țânc acolo de vreo 3-4 ani și spunea niște poezii și mă bucur și mulțumesc pentru invitația de a fi la această sărbătoare. Dați-mi voie să mai fac încă un gest. Vă rog toți părinții, celor care se botează, să vă ridicați pentru câteva secunde în picioare. Toți părinții, mamă și tată, celor care se botează. Domnul să vă binecuvinteze. Se pare că nu chiar toți, nu chiar părinții tuturora, puteți să ocupați locurile, sunt prezenți aici, dar este Părintele Ceresc prezent aici. O singur gând pentru dumneavoastră ca părinți. Fratele Ioan Trifan spunea că e într-un fel un punct terminus al alergărilor, eu zic, e un punct terminus sau final pentru etapa de pregătire. De-abia de acum începe adevărata luptă. De-abia de acum cel rău este provocat de adevăratelea și va începe războiul, va începe lupta diavolului cu voi. Va continua, nu va începe. Va continua lupta cu firea pământească, va continua lupta cu lumea desacralizată, nu cu oamenii, ci cu principiile lumii desacralizate. Dar, din capul locului, o vezi pe bună. Pentru fiecare din acești dușmani, trei dușmani ai creștinului, există câte o ființă în Sfânta Treimă care e specializată, dacă pot să spun așa, să ne asiste, să ne ajute să învingem acești dușmani. Cine e cel care l-a biruit și îl va birui de plin pe diavolul? Domnul Iisus Hristos. Scrie că Fiul omului s-a arătat să distrugă lucrarea diavolului. Cine ne dă concursuri, vă va ajuta, ne va ajuta și ne ajută în lupta noastră cu egoismul nostru moștenit de la protopărinții noștri, Adam și Eva, cu firea pământească, Duhul Sfânt. Și nu mai intru în argumente, sunt destule. Și apoi, cine va schimba sistemul acesta de căzut al lumii în care suntem principiile și valorile? Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus spunea că nici Fiul nu știe, cel puțin nu știa atunci când era pe pământ, ci numai Tatăl. Iar în Biblie scrie, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că dacă iubește cineva lumea, apoi dragoste nu rămâne în el. Dragostea Tatălui. Așadar, chiar dacă va fi o bătălie cumplită, ne bucurăm că Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh ne asistă, ne ajută. Sigur, acestea nu lucrează, aceste trei persoane separat, ci împreună, dar totuși, cred că este folositor să ne gândim specific când avem de înfruntat un dușman, la cine din Sfânta Treime ne poate ajuta în modul cel mai bun. Prima nevoie, sau să spun așa, îmi amintesc că acum 5 ani, când am fost la dumneavoastră, era și formația Speranța și avusesem de gând să vorbesc din alt text, dacă i-am văzut pe cei din formația Speranța că vorbesc de misiune, zic, acum eu să nu mai vorbesc de misiune. Și textul a fost din Fapte 16, începutul vestirii Evangheliei în Europa, în Macedonia. Acolo erau două grupe de oameni reprezentate, prin Lidia și prin temnicerul de Filip. O grupă de oameni la care problema mântuirii lor sau accesul lor la Dumnezeu era neștiința. Lidia, problema era neștiința, ignoranța. Și mulți oameni ajung la Dumnezeu din cauza ignoranței. Dar vine lumina Evangheliei și pentru mine este o onoare să vestesc Evanghelia care spulberă neștiința. Fie ca orice ignoranță din mintea, din inima noastră să dispară. Și al doilea caz era temnicerul din Filip. La el problema nu era doar ignoranța, era și prejudecata. Lui s-au spus, acești oameni sunt periculoși. Nu avem de-a face cu ei. Și în virtute acestei prejudecăți, acestei uri fără temei, el a procedat cum a procedat. Dar ce ne bucură este că Dumnezeu, pentru omul care cooperează cu Divinitatea, are soluție și pentru cel în neștiință și pentru cel în prejudecată. Mântuirea celui la care problema este doar neștiința este mai ușoară, mai simplă, mai lină. Mântuirea celui care are prejudecăți despre Dumnezeu, despre pocăință, despre Biblie, e mai dură,
trebuie să ajungă într-un pericol de moarte, trebuie să aibă anumite drame în ființa și în viața lui sau a ei, dar în cele din urmă Evanghelia triumfă în orice viață care se deschide pentru ea. Fie ca Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, care este pentru mântuirea fiecăruia care crede, să fie și în această zi aici cu noi. Amin. Amin. S-a deschis pârtia pentru Evanghelie. Asta era în fapte 16. Aici, în Ioan, găsim trei persoane cărora Evanghelia le vorbește și care reprezintă toate rasele de oameni de pe pământ. Mai întâi este Nicodim, care are o discuție în Ioan 3 cu Domnul Iisus Hristos și care află calea de mântuire prin naștere din nou. O spunem clar de la bun început, nu este altă cale, nu încartiruirea într-o religie, ci nașterea din nou este poarta de intrare în împărăție. Acesta reprezentat pe semn, unul din fiii lui Noe, semiți. Apoi, în textul de astăzi, îl găsim pe un reprezentant al hamiților, al lui Ham, africanii. Și apoi, în fapte 10, găsim un reprezentant al Iafetului, al europeilor, care este Corneliu. Și să revenim acum la cel care a venit din Africa la Ierusalim. De ce a venit acesta? A venit să se închine. O primă nevoie pe care trebuie să o conștientizăm este nevoia de închinare. Vreau să vă spun că toți oamenii se închină. Omul este o ființă incurabilă, un închinător incurabil. Problema este că acest famen putea să se închine la poziția lui în societate, era ministru de finanțe, putea să se închine la bogăția lui și să fie satisfăcut cu ea, putea să se închine la multe alte lucruri, dar el a venit să se închine lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat. Și eu cred că dumneavoastră toți ați venit aici să vă închinați Dumnezeului adevărat. Fie să conștientizăm nevoia de închinare și să ne închinăm Dumnezeului adevărat. În Romani 1 scrie că oamenii vor ajunge să se închine făpturii în locul făcătorului, creației în locul creatorului. Și dacă nu ești atent, așa de ușor poți să te închini la cine nu trebuie să te închini. Și problema majoră este că începi să te asemeni cu cel căruia te închini. De fapt, mântuirea omului constă dintr-o opțiune. Dintr-o alegere între cea mai frumoasă ființă din Univers, Iisus Hristos, slăvit să fie El. Amin. Și cea mai urâtă ființă din Univers, diavolul. Și omul are de ales. Atenție, tinerilor mai ales, dar tuturor. Diavolul promite mult, dă puțin și la urmă ia totul. Iisus Hristos, ceea ce promite El și împlinește. Și ochi de om n-a văzut, ureche de om n-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Deci, vrei să te închini? Dacă vrei să te închini, să recunoști ceva superior, caută pe Dumnezeul adevărat. Nu forme, nu religii, ci pe Dumnezeul adevărat, așa cum a făcut acest om. În al doilea rând, o altă nevoie rezultă din versetul 28. Se întorcea de la Ierusalim și ședea în carul lui și citea. Nevoia de informare. Informația începe să devină arma principală a lumii noastre. Se spune că cine are informația are puterea. Avem nevoie să ne informăm. Avem nevoie să punem întrebări și să le căutăm răspunsuri. Cineva spunea, omul nu moare când moare. Omul moare când îi sunt stinse întrebările. Și întâlnim oameni în anumite culturi, în anumite civilizații, în anumite popoare care nu mai întreabă nimic. Nu-i mai interesează nimic. Nu mai satisface de anumitor plăceri imediate. Există întrebări. Și ca să poți rezolva o problemă, trebuie să o conștientizezi. Omul acesta vrea să se închine Dumnezeului adevărat. Venea de la Ierusalim, venea neîmplinit, nesatisfăcut. Ce trist este că oamenii intră în case de închinare, în temple, dar Dumnezeu nu intră în templul ființei lor. E o tragedie aceasta. În al doilea rând, vrea să se informeze. Unde am putea să ne informăm? Unde am putea să găsim sursa veridică, credibilă, din care să extragem ceea ce avem nevoie pentru viața de acum? Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dacă vrei să ai cunoștință, lumina asupra problemelor vieții și a morții, vino la Iisus Hristos. Nu te chemăm la o religie.
Orice religie, mai mult sau mai puțin, este inexactă. Dar și obosește. Dar Iisus Hristos, El mântuiește. Slăvit să fie El. Sursa cea mai credibilă este Sfânta Scriptură. În Ioan 5:39, Domnul Iisus Hristos spunea: cercetați Scripturile, pentru că să potiți că în ele găsiți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Iisus Hristos este centrul și circumferința Sfintelor Scripturi. Vechiul Testament vorbește despre Cel care urma să vină. Iisus în profeție, Cel ce urma să vină. De aceea se mai spune Vechiului Testament Iisus în profeție. Evangheliile sunt Iisus în istorie. Și mesajul Evangheliei este: iată-L că moare. Două treimi din Evanghelii vorbesc despre moartea Domnului. Faptele Apostolilor este Iisus în biserică. Și mesajul este: iată că trăiește, a înviat, și dumneavoastră sunteți o dovadă că Iisus trăiește. Epistolele sunt Iisus în toate culturile, Iisus în civilizațiile care există pe Pământ, și mesajul este: iată-L că mântuiește. Iisus în experiență, iată-L că mântuiește. Faptele Apostolilor este Iisus în gloria viitoare, iată-L că domnește. Toate zonele Sfintei Scripturi, dacă le studiezi, te conduc la Iisus. Dumneavoastră ați cântat atât de frumos ultimul cântec: o singură cale, o singură cale, o singură cale. Vreau să vă spun că această convingere, Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine atât decât prin mine, va fi o problemă și este deja o problemă în lume. Această intoleranță considerată de către alții religioasă, să spui că numai Iisus și prin nimeni altul nu este mântuire, în curând va fi o mare problemă, mai mare decât până acum pentru toți creștinii. De aceea pregătiți-vă, nu doar de flori și felicitări, ci și de altceva. Domnul să ne binecuvânteze, să rămânem lângă Domnul Iisus. Amin. Nevoia noastră este de Sfânta Scriptură, dar Sfânta Scriptură ne vorbește de Domnul Iisus. Și de altfel, Filip aceasta și face. A început de la Scriptura aceasta, și i-a propovăduit versetul 35 pe Iisus. La o înmormântare cu mai mulți ani în urmă, am predicat acest gen de mesaj, că noi nu chemăm pe oameni la o religie, noi nu-i chemăm la o doctrină, nici măcar la o învățătură, ci chemăm la Iisus. Și un director de întreprindere a auzit acest gen de mesaj și a zis: da, deci se poate și așa, să nu te încarcinezi într-o confesiune, într-o religie sau alta, ci să-L cauți pe Iisus și să te ancorezi de Iisus. Și în cel din urmă a venit la Domnul, acum este păstor, și ne bucurăm de lucrarea pe care Domnul o face prin El. Vreau să vă spun, avem nevoie să ne agățăm de Iisus Hristos. Vai de oamenii care se agață de o religie, oricare ar fi ea. Religiile nu mântuiesc. Cel care mântuiește este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Avem nevoie de Iisus! Cea mai mare nevoie este de El. În timp ce stăteam aici la vorbe, m-am amintit că atunci când sunt în criză de timp, am o poezioară când vorbesc despre Domnul Iisus. Și dați-mi voie să spun câteva versuri. Trăim cu toții vremuri ce pline de mister. Lumini, dar și întuneric trec pe-al conștiinței cer. Și omul se întreabă: e adevăr sau mit că lumea o salvează Iisus cel răstignit? Ființa ce suscită atâta interes, problemă ce vizează întregul univers. Da, noi trăim momentul când criza e profundă, când sensul existenței mulți oameni îl confundă, dar tot mai mulți se îndreaptă cu teamă și mire spre cărții sfinte, taine, ce-s gata de împlinire sub ochii tuturora, spre a fi de mărturie că-i timpul de trezire și de credință vie. Noi toți avem în față Sfântul Avertisment. Iisus Hristos, El este supremul argument și în veșnicie stava, precum și în prezent, în fața tuturora. El e suficient. Prin El, Cel Viu răspunde oricărei întrebări și la nelămurirea evită încercetări. Ce știi despre Hristos? Legitima întrebare ți se adresează ție, ce ești în adunare. Cine a fost Hristos? Trăiește? Ce a făcut? Sunt întrebări ce-i bine să spui chiar la început. Tu i-ai primit chemarea, dar mântuirea-i sfântă. Problema veșniciei, viața-ți frământă? Problema veșniciei, viața-mi frământă?
Domnul să ne ajute să ne frământe. Iisus este răspunsul pentru întrebările noastre. Amin. Mai constatăm încă două nevoi aici în text. Nevoia de credință. Tocmai citea Faminul Etopian textul cel mai mișcător din, poate din toată Sfânta Scriptură, Isaia 53. Cei care nu v-ați întâlnit cu Domnul, deschideți la Isaia 53 și citiți Isaia 53 înlocuind pronumele noi cu eu. El era străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele. Pedeapsa care îmi dă pace a căzut peste el și prin rănile lui sunt vindecat. Noi avem nevoie de o pedeapsă care să compenseze păcătoșenia noastră. Dumnezeu nu poate să facă abstracții de păcat. De fapt, într-un sens, Dumnezeu nu iartă păcatul. Vezi, zice, ce învățătură e asta? Da, Dumnezeu pedepsește păcatul. Diferența este că a pedepsit păcatul în persoana Domnului Iisus Hristos sau pedepsește păcatul în noi, dacă nu recunoaștem jertfa locuitoare. Ori, prin credință, noi putem să înțelegem că Iisus Hristos a murit în locul nostru. Evanghelia începe cu o pagină neagră. Toți au păcătuit, Roman 3:23, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-i avertizeze pe toți oamenii că dacă nu rezolvă problema păcatului, ei rămân în moarte, ei rămân în pedeapsă. Aduceți-vă aminte când au venit primii oameni să se boteze pe vremea lui Ioan Botezătorul. Aflaseră o veste extraordinară, că nu erau bine. Și au început să creadă această veste și au venit la Ioan Botezătorul unii mișcați, pocăindu-se de adevăratelea, căindu-se, regretând păcatul lor, întorcându-se la Dumnezeu, cum e termenul original, tășubach, în limba ebraică, alții s-au vrut să scape, să-L folosească pe Dumnezeu pentru a-și rezolva problemele. Și ce a zis Ioan Botezătorul? Pui de vipere, cine va învăța sau un altul adus, cine va înștiințat să fugiți de mânia viitoare? Dacă noi, prin credință, nu rezolvăm, nu parcurgem tot traseul de mântuire, care la un moment dat include botezul, ne așteaptă o mânie viitoare. Dacă veți citi în Isaia 11, în Apocalipsa, capitolul 6, Dumnezeu vorbește despre o mânie viitoare care va veni asupra noastră. Trebuie să verific textul din Isaia. Cuvântul Domnului ne arată că va fi o declanșare a mâniei lui Dumnezeu asupra întregii planete. Și haideți să urmărim câteva versete, deși acestea par dure. Versetul Isaia 13, versetul 9. Iată, zice Domnul, vine ziua Domnului, zi fără milă și zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei. Și se continuă mai departe ceea ce va face Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, mai marii națiunilor vor spune munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne de mânia lui Dumnezeu și a Mielului. Lucrul acesta va veni. Există însă o soluție. Iisus Hristos a murit în locul nostru. Și credința aceasta în moartea locuitoare a Domnului Iisus Hristos este nevoia cea mai mare a noastră. Domnul Iisus Hristos a spus, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Toate informațiile pe care le primim se trudesc într-un fel să ne facă să nu mai credem în adevăr, în lucruri absolute, ci să considerăm că totul este relativ. Există valori absolute în Cuvântul lui Dumnezeu și acest Cuvânt al lui Dumnezeu ne vorbește că avem nevoie de credință pentru mântuire. Avem nevoie și de botez. Ce este botezul? Cu acest segment de vorbire, în timpul avut la dispoziție, vreau să închei. Deci să recapitulăm puțin. Avem nevoie să ne închinăm și Domnul să ne ajute să ne închinăm la Dumnezeu adevărat, nu la lucrurile materiale, nu la pântec, nu la sex, nu la nimic altceva, ci la Dumnezeu. Avem nevoie de informare credibilă și aceasta este în Sfintele Scripturi. Fă-ți timp pentru Biblie. Un părinte și scriitor bisericesc spunea, necunoașterea Scripturii e necunoașterea lui Hristos.
Și atitudinea față de Scriptură este atitudinea față de Hristos. Sunteți nedrepti cu voi înși vă dacă nu citiți și nu adânciți Sfânta Scriptură. Înapoi la Scriptură, sola Scriptură, cum a spus Luther. Avem nevoie, citind Scriptura, nu doar de informație și teologie, ci avem nevoie de Isus. El să fie cer pentru care noi facem ceea ce facem. El să fie dragostea lui Hristos, să fie motivația noastră. Și apoi avem nevoie de credință, pentru că credința este mâna care apucă da lui Dumnezeu. Acum, suntem în problematica aceasta a botezului. Botezul este extrem de important. Cuvântul Domnului ne arată că, și voi da citatul imediat, Luca 7, 29 și 30, cred că este bine să urmărim Luca 7, 29 și 30, voi căuta dacă... Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Atenție! Primim botezul lui Ioan, respectiv botezul creștin, noi dăm sau nu dăm dreptate lui Dumnezeu. Fariseii și învățătorii legii ce au făcut? Au zădărnicit, au împiedicat planul lui Dumnezeu pentru că ei ne primim botezul lui. Un mare lucru. Deci, dacă nu ne relaționăm corect cu botezul, noi putem să împiedicăm planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Eu cred că fiecare dintre noi am vrea ca planul lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră. Amin? Amin. Haideți să vedem atunci ce e cu botezul. Care sunt condițiile botezului? În primul rând, fapte 2, 37-38. Fapte 2, 37-38, pocăința. În ziua cea mare a Pentecostului, de unde vine și denumirea noastră de Pentecostal, ziua coborării Duhului Sfânt, auditorul a întrebat fraților ce să facem și li s-a spus pocăiți-vă. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Pocăința însemnează, după terminologia în ebraică, spuneam întoarcere la Dumnezeu, după terminologia în greacă, schimbarea modului de a gândi, după terminologia în slavonă, însemnează căință, regret amarnic, și de acolo a venit pocăință. Toate astea, când ne pocăim, trebuie să le facem. Pocăința adevărată. Întreb. Un copil mic se poate pocăi? Nu se poate pocăi. Îl învățam de copilul cel mai mic al meu, prin harul Domnului, toți s-au botezat, sunt de calea Domnului și mă bucur, dar era nichitel și am încercat să-l învăț să se roage. Și am zis, otezi, Odniel, îl cheamă, otezi, spune după tăticul rugăciunea următoare. Și am început să zică după mine, că nu știa să se roage singur. Doamne Iisus, îți mulțumesc mult și tot a zis după mine. La un moment dat eu am zis, și ai milă, Doamne, de păcătosul de mine. Și el a zis, și ai milă, Doamne, de păcătosul de tăticul. Așa se pot pocăi copiii. Ei nici nu sunt păcătoși și nici nu realizează pocăința. Și nu mai insist pe linia aceasta. A doua condiție a botezului. Marcu 16, 15 și 16. Credința. Marcu 16, 15 și 16. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice cultură. Cineva crede și se va boteza. Credința trebuie să preceadă botezul. Este foarte clar și Biblia este explicită. Poate copilul să creadă? Nu poate să creadă. În textul nostru ați observat că una din condițiile pe care Filip le-a pus familia a fost dacă crezi din toată inima, se poate. Domnul să ne binecuvânteze cu o credință fermă. Aici e bătălia diavolului. Până ne împiedica să credem. Dar noi nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, cum scrie în Evrei, capitolul 10, ultimul verset, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. O a treia condiție este conștiința curată. 1 Petru 3, 21. Eu observați pe aceștia care se botează, au hainele albe. Oare de ce au îmbrăcat hainele albe? Pentru că ei mărturisesc și pe plan exterior, ceea ce au pe plan interior, conștiința curată. E posibil, într-o lume de păcat, într-o lume plină de internet, de pornografie, plină de atâtea oferte, să declari că ești curat, că ai conștiința curată, că ești ok cu Dumnezeu, cum se mai spune? Dar este posibil. De ce? Pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și i-a curățit de orice păcat. Nu botezul. Acolo scrie așa, icoana aceasta închipuitoare sau imaginea aceasta vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unei conștiințe, a unui cuget curat
înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Pe ce vă bazați voi că ați îmbrăcat haine albe și vrei să vă botezați și să veți mărturisi în apa botezului că sunteți curați? Pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Pe haina pe care El vă dă prin credință. În 2 Corinteni 5, 21 scrie: pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat în locul nostru ca noi să fim ce? Neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Eram un tânăr și am mers la Târnăveni, eu sunt de la Târgu Mureș, pentru a asculta un misionar străin. Venise acolo pe Biserică Baptistă și cum în perioada comunistă nu prea era posibil așa ceva, m-am dus să ascult și eu. Și a zis acel misionar, când Dumnezeu ne privește pe noi credincioși și pune ochelarii. Și am zis, cum își pune ochelarii, că Dumnezeu nu stă la vedere ca mine și ca alții de o anumită vârstă. Și a zis, ne privește prin Iisus Hristos. Neprihănirea noastră este o neprihănire acordată prin neprihănirea lui Iisus Hristos. 1 Corinteni 1:30 este unul dintre versetele mari ale Bibliei. Poate își notează cineva acest text. 1 Corinteni 1:30. Și voi, prin El, prin Dumnezeu, sunteți în Hristos Iisus. El, Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi ce? Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Slăviți să fie Domnul! El e neprihănirea noastră, mântuirea la trecut. El este sfințirea noastră, mântuirea la prezent. El este răscumpărarea noastră, mântuirea la viitor. Doamne, fă-ne parte de această mântuire! Amin. Botezul este condiționat de pocăință, credință, conștiință curată și încă ceva care noi, botezătorii umani, uităm să le spunem celor care se botează. Oare ce mai însemnează botezul? Însemnează și intrarea pe pârtia uceniciei. Voi deveniți ucenici ai Marelui Învățător. Așa spune Biblia, faceți ucenici botezându-i. Din acest moment, cel care se botează trebuie să fie disciplinat. Discipol și disciplină sunt din aceeași familie de cuvinte. Deci dacă cineva vrea să fie cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, el trebuie să-și ia jocul uceniciei și să știe că drepturile sunt la Dumnezeu. În perioada comunistă s-a dus cineva dintr-o fabrică la un ministru și și-a cerut drepturile. Și a zis, domnul ministru, tovarășul ministru, eu am categoria tare, aș fi avut dreptul să înaintez în funcție și așa mai departe, eu să devin maestru, nu altul. Și a zis, auzi, parcă dumneata e o problemă cu credința, da. Zice, te-ai botezat în apă. Și da, m-am botezat. Nu, zice, din acel moment drepturile tale sunt în cer, nu mai sunt pe pământ. Cam așa să privim noi mersul pe acest pământ, ca având drepturi în Împărăția lui Dumnezeu, mai puțin în Împărăția oamenilor. În sfârșit, botezul însemnează să fii mort față de păcat. Roman 6:1-2. Se spune că o tânără a fost chemată la bal, la discotecă, la distracție. Și ea a trimis un bilețel prietenilor ei. Am pus, a murit, nu mai poate să meargă la discotecă. Și au venit colegele, ce s-a întâmplat, cum a murit? Păi zice, m-am botezat. Și zice, a murit. Am pus aceste două faze ale botezului, cufundare și ieșire, însemnează, de fapt, unirea noastră cu Hristos în moartea și învierea Lui. Fie să fim morți față de păcat și să ne socotim ca atare. Și apoi să fim vii pentru Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie, aici în Spania, și îndată veți veni mulți spre România și în alte părți ale lumii, veți pleca ca misionare, acum aveți experiență și Dumnezeu va binecuvânta și vă va binecuvânta, are nevoie Dumnezeu de oameni care să depună mărturie pentru El, chiar și cu prețul vieții. Închei cu un îndemn pentru prieteni și ascultătorii Cuvântului Dumnezeu. Vă rog să observați semnele din jurul dumneavoastră. În anumite momente ale istoriei, Dumnezeu a intervenit dramatic când anumite păcate s-au ridicat atât de mult încât l-au uniat pe Dumnezeu la culme. Și vă rog să observați că aceleași păcate, și nu o să le numesc, să nu fac probleme pastorilor de aici, mie pot să fac probleme, sau bisericii, aceleași păcate se ridică în lume și Dumnezeu nu va mai suporta foarte mult această stare de lucruri. Apoi ocultismul și atâtea alte lucruri vor atrage mânia lui Dumnezeu. Vreți să vă puneți la adăpost de mânia lui Dumnezeu? Poate v-a zis cineva, bine, dar veniți cu amenință? Nu. Venim cu prevenire. Există o judecată
și ea va veni. Dacă nu te fugiți de mânia lui Dumnezeu în brațele lui Iisus Hristos, e vai de tine, e vai de mine. Domnul să ne binecuvinteze, să ne luptăm pentru aceasta. Amin. Și vă dau o istorisire, îmi notați multe istorisiri legate de botez. La un moment dat mă sună un presbiter din Deda. Am fost păstor în Deda, județul Mureș, mulți ani la rând, 10. Și zice, frate Iacob, este un om în vârstă aici, foarte bolnav de cancer, care vrea să se boteze. Dar zice, mi-au spus colegii lui de muncă, țapinare, din munte sau ciobanii cu care a lucrat, că dacă îl pocăim pe ultima sută de metri, o să avem de-a face cu ei. Și am zis, frate Leon, mai puțin mă interesează amenințările oamenilor, pe mine mă interesează dacă este acolo un om sincer care îl caută pe Dumnezeu. M-am dus la Deda, sigur am parcat mașina mai protejat, așa, și am început discuția cu moștoarea. Mi-a zis, domnul Iacob, eu am fost un prigonitor, soția mea în urmă cu 7 ani a murit, dar când s-a pocăit, am bătut-o și ce-am făcut cu ea. Nu credeam că există Dumnezeu, dar într-o noapte, făcând de pază la niște animale, Dumnezeu m-a trezit efectiv, m-a trimis un înger să mă trezească, că altfel mă mânca ursul, era la o jumătate de metru de mine. Și de atunci am început să cred. Și am început discuția cu el în ideea să îl botezăm. Dintr-o dată, fiind bolnav de cancer, s-a făcut ghem, s-a strâns grămadă, și mă uitam la colegii lucrători de acolo, zic că nu mai putem face nimic. Și am zis, frate Toader, se pare că nu putem face lucrarea pentru care am venit. Și au zis ce a spus. Da, zice, se luptă diavolul cu mine, dar nu o să mă dovedească. Nu o să mă biruiască, nu o să mă învingă. Și într-adevăr, ne-am rugat și Dumnezeu l-a ajutat să învingă starea aceea de criză, de boală. L-am botezat, pentru prima dată am făcut prin stropire, nu prin cufundare, că n-aveam cum și unde și pe cine. Noaptea a avut un vis. Se făcea că tot trecutul lui au fost luat de 2 mâini albe și pus într-o cutie și cutia aceea s-a aruncat undeva departe. Păi așa scrie, că păcatele noastre sunt aruncate mare uitării. Noi suntem formați de trecut, dar nu trebuie să rămânem prizonieri ai trecutului. Noi trebuie să fim prizonieri al lui Hristos din dragoste. La mormântarea lui, după câteva săptămâni, am spus colegilor ce s-a întâmplat și n-am avut nicio problemă. De ce? Pentru că adevărul, în cele din urmă, învinge. Fiți binecuvântați de Domnul, rămâneți niște ucenici ai Domnului, nu vă puneți pe lauri victorii, gata, ați botezat, s-a asigurat. Nu, de-abia de acum începe adevărata bătălie. Și care este bătălia? Depopularea iadului și popularea cerului. Aceasta este adevărata lupta creștinului. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.